Tot ieri, în jurul orelor 13:58, un tânăr de 17 ani a fost adus cu arsură de căi superioare, căi aeriene superioare și inferioare, cu arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe 30% din suprafața corporeală, arsură prin flacără. Copilul a fost intubat, stabilizat și trimis cu elicopterul la Spitalul de Aș Grigore Alexandrescu din București.